acesta de reducere a eroziunii costiere, de nisipare, de extinderea plajelor, este cel mai important proiect care s-a întâmplat în județul Constanța de la Revoluția Grecească. Proiectul ăsta e făcut pentru stoparea eroziunii costiere. În subsidiar putem vorbi într-adevăr și de turism. Dar e un proiect pentru două generații. Uitați-vă ce fine nisipul aici. Da? În Constanța n-am avut norocul ăsta pentru că depozitele au fost alte. Și am să spun și câteva cuvinte pe care despre puzul plajelor extinse. A vorbit și domnul ministru. S-a ales calea aceasta foarte corectă a unui concurs internațional de soluții împreună cu unul arhitecților. Înțeleg că vor depune un fel de caiet de sarcini și de săptămâna viitoare se va face public. Ne interesează foarte mult să vedem ce soluții se vor găsi pentru cele mai mult de 70 de hectare de plaje pe care le-am adăugat la teritoriul național. Ne mai interesează ca și constanțeni și ne pare rău că n-a fost prins în etapa asta de licitație un puz al celelalte zone a Constanței, de la portul Tomis până la intrarea în Mamaia.